live-urile astea la mine. Dar lasă, că începem înapoi. E bine. Bine, bine, bine. Bine, bine. Ce, cât de bine e băiatul. Mamă, cât de bine e băiatul. Ce facem, mă, nu? Bună, 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 bună. Drăguță șosetă. Ce șosetă, mă, viața mea? La ce te referi? Băi, în fine. Vreau să o agăs pe fata asta. Dai cu băiatul ăla. Ce să fac? Plin de opinii te pobro. Ce să fac? Ce să fac? Spuneți-mi voi, mie ești în Dubai? Da, sunt în Dubai. Ai cunoscut oameni mișto acolo? Băi, sunt de prea mult, prea puțin timp. Foarte puțin timp sunt și 3 zile am, nici măcar, da, da, 3 zile fix am de când sunt aici. Îți dai seama, cunoașterea asta, indiferent dacă vorbim despre oameni sau despre orice, se face în timp. Ia un cârlic, te pup, frate. Te salut, Mr. Andrei. N-am avut timp când. Ușor, ușor, așa. Cunoști și eu locurile, tot ce se întâmplă pe aici, ce se mișcă. Arnescu, întâlnești un gala GFX. Nu intru viața mea, nu am ce să fac eu acolo, că eu nu sunt om de bătaie, nu m-am bătut niciodată. Nu sunt. Salut, boss, te pup. Ce dor îmi era să faci live-uri. Păi o să intru mai des atunci, dacă vreți. Poate îi dăm și noi cu joacă, de asta vreau să-mi iau, o cartelă de Dubai. Cât de curând. Să intrăm pe Dubai. Hau. Elu Marinescu, te pup, salut bro, te pup, vă pup și eu. Caut o arăbaică cu bani și rămâi acolo în palat. Pe unde să o caut, mă, fratele meu? Că eu aș... Zi-mi tu, știi unde? Uite, dacă îmi zici tu și știi exact să mă duc țintă directă, păi eu o caut și mă duc. Dar nu știu unde. Mai bine agață băiatul și puneți fustă. Ce zici, mă, tu? Te pup. Da, rege, păi pe ce, unde ești, mâncați, ești gura ta. Ești pregătit? Păi nu joc, frate, nu joc, că sunt în mall. A, mă, că vreau să te oftic chiar. Știi de când am mai jucat? N-am mai jucat de când m-ai umilit tu atunci, știi ce zic? De atunci n-am mai jucat, am văzut că te-am băgat în depresie. Bravo ție, adevărat, bravo ție, nu mai fi supărat, frate, că am văzut că ești supărat. Nu mai... zdrențe majoritatea. Eu oricum nu sunt în România. Acum o să vreau să-mi iau o cartelă și de Dubai, să intru hau-hau. Și după... Te pup, da? Te pup, da. Dar să nu mă mai umilești după. Nu mă mai umilești. O să încerc, nu promit. Hai, fă-ți treaba, că vorbim, te pup. Vorbim te pup, pe te Instagram pup. Alea, pa. Da, te pup, pa, pa. Ai mașină? Băi, n-am mașină... Unde? Aici? N-am mașină aici. I love you, I love you. I love you too. Băi, aș ieși cu voi, mă, să... Aș ieși cu voi afară din mall, dar... N-am cartelă, n-am net, n-am nimic să... Vai de capul meu, vai de steaua mea. Căutați-mi și mie, căutați-mi și mie, vă rog mult de tot, o, ceva, o, aici. Să stau și-o la aia, să nu mai plătesc chiria, mâncavă-și. Că plătesc chiria de 3 zile. Vreau să găsesc și eu ceva și să... Să stau la aia, ce părere aveți? I love you, te pup, Mihnea, te pup, iubirea mea. Vă pup, băi. Nu aici, o mașină ta. Logic, frate, că am mașina mea, nu? Am. Bine, mașina lui tata. Nu, seara. Cât plâng, best of, nu vreau să vorbesc, fratele meu, nimic. Știi cum e, știți cum e chestia asta? Și vă dau și vouă un sfat, un ce vreți voi, cum vreți să luați. Nu mai vreau să vorbești ce vreau să fac, în ce fel, în ce... Pentru că în momentul în care începi și vorbești, nu prea îți ies lucrurile. Dar, na, am venit aici și pentru voi să fac content, am venit aici și pentru mine, am venit aici pentru toată lumea. În fine. Păi du-te, cumpără cartelă. O să mă duc, frate, o să mă duc să-mi cumpăr și cartelă, dar momentan sunt ok. Am 3 zile de când sunt în Dubai. În 3 zile... E ca și cum n-am o oră. Ce oră, mă? Ce-am vrut, mă, să zic? Bă, dar prost. Sunt prost rău de tot. Ce-am vrut, mă, să zic? Ce s-a întâmplat cu părul tău? Băi, bă, m-am tuns că l-aveam făcut varză. Era făcut terci. Terci era făcut. Ai mers la mall să ai ne... Da, fratele meu, am venit la mall
să mă uit de ceva și să am și net. E o rușine că am venit la mod să am, la mall să am net? Care e problema? Dacă îmi dai tu mie bani... Hello? Hi. What's going on? Okay. For you, I do only one, you know, for you. How are you? Who's I'm you? Good. How are you? You, I don't know. We were friends on here. Nu prea o aud, băi. I don't hear you because I'm in shop, you know, and it's a lot of, it's a crowd and a lot of noise. I don't. Okay. Yes, I remember one friend of mine told you about me. You, do you remember? Yeah. I don't know, guys. Do you remember? Yeah. E frumoasă, fata. E frumoasă, măi, cum îmi place mie. Negresă. Negresă, mâncaia și gura ei, dacă nu e frumoasă, rău de tot. Where are you from? I'm from Louisiana, but I live in Texas. In Texas? Yeah. Ia ziceți, mă duc în Texas după ea? Mamă, încep și eu să vorbesc ca Robert Ionescu la Samara. E rușine, mă, să mă râd dacă... Da și voi tap-tap, da și voi tap-tap, tap-tap-tap-tap, da și voi tap-tap, apăsați. Andrei, te pup, da și voi tap-tap-tap-tap, hai cu tap-tap. So, babe, I want to go. Mă aude mult să mă arăt fără. Mă chinui să vorbi și eu engleză aici și uite, chiar nu mă aude. E mare, mă. La ce, mă, dezbrăcată? Nu știu dacă e dezbrăcată. Sorry, are you naked? Huh? Are you naked? Thank you for the What? Nu e îmbrăcată, mă, fată, e îmbrăcată, ce aveți? E îmbrăcată, dați-mă și voi tap-tap, haideți și voi cu tap-tap, și voi tap-tap, 160 de oameni, vă rog eu mult de tot pentru inima mea, pentru sufletul meu. Haideți, mă, frate. Andrei, te pun, mă, frate, mă, poți să-ți pui crownile alea. Ne-am dezobișnuit rău de tot de când nu mai facem live-uri. Rău de tot, apăsați pe nebunia aia. E îmbrăcată. Clari, da, frate, e îmbrăcată. Îmbrăcată. Stai că am oprit ăsta că... Ce zici? Nu se aude, mă, mâncați. Te pup și eu. Poți să o întreb ce scrie? Zice că a publicat. Ce să publice, frate? La ce te referi? Vorbește cu ea. Păi ce să vorbesc cu ea? Nu prea o aud. Vorbește engleză și trebuie să mă concentrez un pic așa. Să vorbesc și nu prea aud aici în mall. Nu aud deloc în mall. Învață română. So. What's your name, Pop? What's your name? Poetry. Huh? Poetry. 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 Okay. So, in 1 year, I'm coming to United States. When I arrive, I will call you, you know, and I want to meet you. Why? What do you think about this? Why? Why? Yeah. Because I like girls like you. You know what I Why? Mean? Why? I don't want to explain this, but you know what I mean. What kind of girls? The skin. What kind of girls? With your skin. Okay, you understand? Yeah. I don't want to talk too much because it's not okay, but you understand now.
So now I'm in Dubai. Yeah. But I think I will leave very soon. Okay. Just okay? Mi-a dat țacă și asta, mă. Să mor. Na, în Dubai nimic, în America nimic, uitați-vă un pic. Poezie, viața. Thank you for the cab, Dante. Girl, it's my first live after 6 months. I talk with my my people, okay? Do your work. Take care of you. Te pup. A dat cu sin, să mă arăbăiat. Mi-a dat cu sin, mă, și asta. Bă, nimic nu mai agă, să mor eu dacă te mine. Bă, nimic, mă, nimic. Vai de capul și de viața mea. Hai, New York. Tu ești în New York, Onorica? Tu ești în New York? Bă, nu mai vezi nimic. Dar de fapt nu, mă, că i-a plăcut la fată să vorbească cu mine, mă. Că știu și engleză așa, cât de cât așa, puțin acolo. Dar nu prea o aud, nu prea o înțeleg. Că e gălăgie pe aici. Lasă-ți părul să crească, vorbă. Băi, viața mea, îl aveam făcut varză, zice, mă. Te-a blestemat. M-a blestemat rău de tot, băi. Bă, dar rău de tot. Rău, rău de tot m-a blestemat. Era mută rău fata. Nu știu, dar nu, că am văzut-o. Eu mă mai iubile pe live-uri, că m-am cu ea pe TikTok. Doar că am văzut-o. Nu vorbește deloc, deloc, deloc. E în lume, așa. Știți ce zic? E pe bune că e lumea. Cred că de-aia a reacționat așa aia. Cum adică? Aaa, că da. Da, probabil, nu știu. Bă, nu știu, mă, dar oricum străinii ăștia nu sunt obișnuiți cu noi, pentru că noi românii suntem, bine, o parte, suntem mai țigniți, așa. Ei sunt mai liniștiți, așa, n-au caterincă, n-au chestii de-astea. Mamă, ce dă doamna la table acolo jos, mâncava și gura voastră. Stai să vă întorc camera. Bă, eram pe live-ul ei, am înțeles greșit ce ai zis, adică, la ce te referi, Andrei, că am înțeles greșit? Păi eu i-am zis că mie îmi plac negresele. Păi și dacă mie îmi plac negresele, asta i-am zis, că îmi plac ce vrei. Vecine, ce faci, nenicule? Bă, viața mea, nu știu cine ești, mâncați și gura ta dacă o știi. Mai libidinoși, da, noi suntem mai libidinoși, așa, ne băgăm în sufletul oamenilor. Ăștia sunt așa, își vădă treaba lor, și ăștia în Dubai aici, își vădă treaba lor toți. Păi dacă fac pe aici nebuniile alea și mă filmam masă, uita. Bine, dar ăștia nu comentează, sunt mai ok. La noi comentează toți ca proști, ăștia se uite și după aia își vădă treaba lor. Asta e șmecher. Ăștia se socați cu culoarea pielei. Să nu umbli la curte, rog. Spion, pe-ți umblu ție viața, mea, trăiesc. Marinescu, îți dă bine părul. Te pup, frate, mersi, Ricardo. Reciproc. Ești ars în cur grav. Păi trăiască ție, dacă eram ars în cur, mai stăteam eu acum pe live aici, în mall? Te întreb eu pe tine, așa. Prietenește, bineînțeles. Mai stăteam în mall? Băi, ce credeți, mă? E deschis, îl aștea mall-ul și e ora 10.40 aici. Îmi dai urmărie, mă, via... Lasă-l, Mihnea, să-mi jure. Băi, vă pup și vă iubesc, mă, bucur-mă că n-ați uitat de mine, mă, pe bune, vă zic. Intrați și voi la clipurile alea pe care le fac acolo pe TikTok. Vedeți, că, vedeți care vă place, care nu, dați și voi cât o apreciere, cât o bombonică, cât o gogoșică, cât o una alta. Vă rog mult de tot, că nu știu ce naiba fac ăștia la TikTok dacă nu m-au zăpăcit. Fac vizualizări de rup o zi, după aia, nu știu, cum cresc, mă bag în ședință cu părinții. De ce nu-i blocat? Da. Ești prea prost, bă, și nu vorbesc cu tine, ești prost rău de tot. Prost rău de tot te-a făcut. În fine, nu mai. Te salut, te salut și Olive, te pup, frate, te pup, mersi mult de tot. Hello, hello, Elena. Salut, unde e Manu? Daniel, ia că ești. Stai, mă, așa, că bă, ăștia sunt proști rău de tot. Cum îi dau mă lui ăsta? Ia. I-am dat bloc la prost, gata. Ia uite, sus acolo. Bună seara, bună seara, Claudia, bună seara. Băi, vă iubesc pe toți, mă, pe bune. Dar Dubaiul ăsta mi se pare de-a dreptul
Mi se pare șmecher rău de tot. În fine, nu vreau să vorbesc prea mult. Sper ca fiecăruia dintre noi să ne dea Dumnezeu tot ceea ce e mai frumos și mai bine pentru fiecare. Și da, să vă fie bine oriunde sunteți pe în lumea asta largă. Algoritmul pe TikTok trebuie să ai engagement. Ce înseamnă engagement ăsta? Nu știu. Bestul, vorbește viața mea română, că nu mai știu acum, că m-a bătut soarele în cap toată ziua. Era cel mai tare, te pup. Hai mă la muncă, băi, viața mea, nu știu cine ești, că ești, că ești vecinul meu, nu știu. Stai în Dubai? Unde stai? Că dacă ești în Dubai, suntem vecini, dacă nu, nu. Ignoră persoana negativă, știu, le ignor, dar sunt prea răi, prea răi sunt. Bună, 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 bună. Salut, frate, te pup. Adică să reacționeze lume. Comment, like, share. Nu e, mă, fiar, nu e așa. Best of, nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Nu știu, e ciudat rău de tot, oricum. Dar nu e chiar așa. Habar n-am, nu știu ce căcat se mai întâmplă. Oricum e bine. Dacă fac și live-uri, e bine, e top. Mai ales să fac live-uri. Nu știu viața mea când fac live. Nu știu. Habar n-am, chiar nu știu. Ce n-ai vă să fac? Na, 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 na. Bă, dar bate doamna aia la table. Știi totul despre mine oricum. Bine, viața. Te pop, te iubesc. Dacă știu. Mai intră cu o gagică din aia. Închirează-mă o cămilă. Nicola, să-ți închirezi viața mea. Să-ți închirezi câte cămile vrei tu. Mai intră cu o gagică din asta. Cu cine să intru, mă, viață? Păi nu stau să joc acum. Pă bune, dacă stau să joc acum. Ce vrei să fac? Iuha și Alexandru. Să rămân. Ia, îi dau lui fata asta. Cel mai șmecher content de pe tot OnlyFans. Ia fiți atenți. Dar nu intrăm aici, nebun. Am dat în dă. Să rămân, ce faci? Bună, bine, tu? Uite, foarte bine, mă prind primul. Nu joc, am vrut doar să intru să te salut. Da. Da. Și cred că o să-ți dau și un follow. Băi, vedeți care e cel mai șmecher content peste tot, oriunde, pe TikTok, pe toate platformele astea. Vezi, mai. De când ești Cristian așa drăguț? Păi mai cunosc vreodată să... Dă un pic muzica mai încet, un pic mai încet. Am zis, de când ești așa drăguț? Păi, dar nu mă cunosc, să știi cum sunt. Mă cunoști? Nu. Păi asta zic, personal nu mă cunoști. Ce faci? Unde ești? Acasă. Da? Bravo. Și eu sunt prin mall, mă plimb pe aici. Da, așa. Vă să mă ce mall ești. Nu te urmăriți. Ești în San Plața. Nu sunt în San Plața, sunt în Dubai. Băi! Zii? Nu, no. Nu. Auzi, dar nu te supăra, ce ai acolo? Zici că e papagal, pe ce calci? Aici. Oh, ce copilași are, mă. E un pomeranian. Oh. El făcea gândesc. Ți-am dat follow. O să-ți dau și pe Insta, vorbim, ai grijă. Te pup, ai grijă de tine, pa. Te pup, spor, pa. Pa. Da, mă. În San Plața, să mă... Ulea, Doamne, auzi, mă, în San Plața. Te pup, bro. În San Plața, auzi ce zice? Când vreodată, mă? Și că de când ești tu așa drăguț? Înseamnă că ea mă cunoștea, mă, ea mă știa. E bună, bună, rău de tot. Bă, dar ce joacă toată... De fapt, nu joacă, mă, toată lumea, mă. Uite, nu e nimeni live, ești nebun. Bă, nimeni, mă. R-
Yasmin. Ești mișto, să rămână. Te pup. Ce are să-mi plață? Nu are nimic, frate, ce să aibă să-mi plață. Bă, dar sunteți unii care înțelegeți numai ce vreți voi, mă. Băi, numai ce vreți voi. Numai ce vreți voi, înțelegeți. Na, avem băi, nu e nimeni. Băi, știați, vai de capul lor toți care mi-apar aici cu 7 urmăritori cu de-astea. Nu mai intru cu lumea de-astea. Niciodată. Da, mă? Ești frumos să mor, te pup, Denisa, mersi, să rămână. Acum am intrat. Acum am intrat, lucrez acolo. Bravo, viața mea. Felicitări, ce să zic. Te-ai jucat vreodată la păcăline? Băi, n-am băgat niciodată, niciodată. Niciodată n-am băgat la păcănele și nici nu o să bag prea curând. Dar uite, de fapt, nu, bă, nu e ok. Băi, să vă zic o chestie, aici în Dubai nu e ok să... Nu e ok să filmezi oamenii fără să vrea ei. Adică cunosc, spre exemplu, un caz. Erau doi fotografi și au luat niște gagici, au închiriat un apartament, au ieșit pe balcon. Și și-au făcut poze dezbrăcate, le-au postat, fiind o reclamă asta, și postând acele poze, ce credeți? Și-au luat, că și-au luat 6 luni de pușcărie în Dubai, ca să știți. Adică nu, să nu filmați oamenii fără să își dea acord. Tot așa, o altă schemă de asta care s-a întâmplat tot aici, cum era doamne. A, da, într-o seară, era vreo 12 noaptea o chestie de-asta, era unul beat, cred că era și drogat și vai de capul lui, și a ieșit, a ieșit afară. Cine-i fata asta? Ramona Ilie. Și live-ul, cum o scom în cabă? Cum o scuie, mă, că nu merge? Ia, uite, bă, mi-a ars live-ul. Ha, mă, ce m-a spart asta. Mi-a distrus live-ul, mă, uitați un pic. Aoleu, mi-au toate spumele, îmi vine să spart. Gata, mă, ești. Așa, fii atent, ești foarte matur, bravo, te pup, Denisa, mersi. Frumoasă, nu știu cine e. Salut, salut, Adelin. Da, băi, vă povesteam chestia asta. A ieșit unul pe la 12 noaptea. Era dezbrăcat, dar ce înseamnă dezbrăcat? Fără nimic pe el. A ieșit, cred că era și beat și drogat și vai de capul lui. Și a început să urle, să... Dar era dezbrăcat la modul pe bune. Și ce credeți? L-au filmat și l-au pus. Ăla care l-a filmat și-a luat... Când și-a luat, doamne, 10 ani de pușcărie. 10 ani de pușcărie aici în Dubai, pe bune. În fine. A iubită Marinescu? Na, Mădălina, ce ai pe buze? Aici am o luniță. Cred. I think I like it. I think I like it. Mamă, coi. Bă, dar numai... E periculos rău Dubai, da. Dar vreți o zi pe aia dreaptă? Foarte bine că au regulile astea stricte. Foarte bine, pentru că e unul dintre cele mai safe state, păcat, nu știu. Ți-a schimbat locul, da. Bă, dar în primul rând, Mihnea, zi tu, fratele meu. S-a supărat Negresa, pe mine sau nu? Ia zi. Bă, să vă zic ce am pățit ieri. Dați-și. Dar dați și voi apreciere acolo, să mergeți și noi mai sus. Fiți atenți ce am pățit ieri. Am ieșit din mall, de aici. Și
Mă pun eu, domnișoară, să-i fac o poză. Rețineți. De culoare. Îi fac poza, îi dau telefonul și o întreb: îți place, mai vrei una? Ce credeți că îmi răspunde? Era întuneric afară. Domnișoara de culoare. E prea întunecată. Ce crezi că am făcut în secundele alea? M-am pișat pe mine de râs, am râs de m-am murit. Dar am încercat să mă abțin și am zis: da, știi că e întuneric afară și...